Pentru proiectul de astăzi avem un monitor construit de noi acasă. Componentele acestui monitor sunt salvate din diverse obiecte care nu le mai foloseam. Mă rog, majoritatea acestora. Într-un final a rezultat un monitor care suportă HDMI, DVI, VGA, este alimentat cu 12V. Are un ecran de 15,4 inch și o rezoluție de 1280 cu 800. Haideți să vedem pașii construcției acestui proiect. Ecranul l-am luat de la un laptop similar cu acesta, care la un moment dat l-am cumpărat ca și rezervă de la piese schimb pentru a-mi repara laptopul. Mi-a rămas ecranul, așa că l-am demontat de pe carcasa respectivă și o să-l folosim în continuare pentru proiectul nostru. Bun, și acum că am scos ecranul de la laptop, îl avem la dispoziție pentru a ne putea juca cu el. Am avut grijă să nu îl spargem și să nu îl stricăm. Putem observa că are urmă de ciofii astea pe aici, pe care o să le, le curățăm cu niște alcool izopropilic și mai apoi o să-l o să transformăm într-un monitor. Acum întrebarea vine cum facem asta. În primul rând, vom observa pe spatele lui că are o denumire, inclusiv versiunea. Și luând acest, această denumire a modelului și punând o într-o căutare în AliExpress, Amazon sau eBay, vom găsi diverse kituri de transformare a ecranelor în monitoare, ceea ce vom face și noi. De fapt, ceea ce am făcut deja. El conține aceste cabluri și plăci plus acest cablu. Hai să le luăm pe rând. Aceasta este practic placa de bază. Este creierul care va transforma ecranul nostru într-un monitor. Pentru că va avea intrare HDMI, va avea DVI, va avea VGA, va avea căști, va avea ieșire pentru audio și va fi alimentată la 12V. Deci, practic, o să mai avem nevoie de un adaptor de 12V pentru al l porni. Acesta este controlerul. Power, Enter, săgeată în sus, săgeată în jos și meniu. Iar acesta e transformatorul care alimentează lămpile pentru a lumina ecranul. Și bineînțeles, acesta este cablu, comunicarea între placa de bază și ecran. Voi încerca acum să le asamblez și să facem un test, să vedem dacă funcționează. Am conectat și cablul VCA între noul nostru monitor și calculator. O să-l băgăm acum să-l alimentăm și o să încercăm să-l pornim. LED-ul s-a aprins. Ecranul s-a aprins. Spune că nu are semnal. Ok, deci kitul nostru de transformare a monitorului funcționează. Trebuie să facem o carcasă frumoasă și apoi să îl testăm pentru a vedea cu ce alte lucruri mai putem să îl folosim. Suportul monitorului nostru va fi o bucată de plexic care o aveam deja și cred că aștepta acest proiect pentru că lățimea acestui plexic este egală cu lungimea ecranului. Deci este perfectă pentru proiectul nostru. Va trebui să facem o singură tăietură și deci după ce ne vom asigura că avem dimensiunea necesară, vom folosi un cutter și vom tăia plexicul la dimensiunea necesară. După ce am obținut dimensiunea dorită a suportului, vom așeza toate componentele electronice pe acesta exact cum urmează să le prindem, în special plăcile electronice care sunt prevăzute cu găuri de prindere. După ce le vom așeza în poziția prinderii, vom folosi un marker pentru a marca această poziție și apoi vom folosi o bormașină pentru a găuri suportul și mai apoi uh, pentru a putea prinde componentele electronice pe suport. Suportul pe partea cu ecranul vrem să fie cât mai neted. Astfel, vom folosi șuruburi cu cap înnecat care se vor introduce dinspre ecran către spatele acestuia. Și am dat găuri de 3 mm iar am făcut mai apoi un șanfren cu un burghiu de 6 mm pentru ca șuruburile să fie cât mai înnecate în suport, astfel suportul rămânând neted pentru montajul ecranului. Pentru a distanța componentele electronice de suport, am prins șuruburile în suport cu două piulițe, una peste cealaltă. Mai apoi am folosit shape, am poziționat componentele electronice, după care am folosit din nou alte shape și în final am pus piulițe pentru strângerea componentelor. Același procedeu l-am folosit pentru toate componentele, prinzând astfel componentele pe suport. Plăcuța cu butoanele de control am prins-o temporar pe suport pentru a putea marca și mai apoi găuri și cizela aceste găuri pentru ca butoanele de control să poată ieși prin panoul de suport. După ce am terminat cu cizelarea găurilor pentru butoanele plăcuței de control, am fixat-o și pe aceasta de suport, folosind trei șuruburi cu capul necat. Mai apoi am făcut două canale, două găuri în suport pentru ca cablul de comunicare al ecranului și cablul de alimentare al neoanelor pentru iluminarea ecranului să aibă acces către spatele panoului. Am conectat mai apoi toate componentele între ele folosind cablurile furnizate, având grijă ca acestea să fie cât mai ascunse și ocupând cât mai puțin spațiu. Ecranul l-am prins pe suport folosind dublu adeziv, având însă grijă ca în partea superioară a acestuia să nu punem dublu adeziv sau să o obstrucționăm în vreun fel, pentru că este foarte sensibilă. Înainte de lipirea ecranului pe suport, am folosit cele două orificii pentru trecerea cablului de comunicare a ecranului și cablului de alimentare pentru iluminat și odată ce astea au fost conectate, practic am finalizat monitorul. Totuși, monitorul este incomplet pentru că acesta nu se poate sprijini singur. Pentru sprijin vom folosi doi suporti de tabletă din plastic ieftini, care i-am găsit întâmplător și ne-am gândit să-i folosim ca și sprijin pentru monitorul nostru. Îi vom poziționa stânga-dreapta monitorului în partea de jos. Unul din cele două piciorușe al suportului vor fi, vor fi prinși de suportul monitorului, iar celălalt, iar celălalt va acționa ca o balama și sprijin în spatele acestuia, sprijinim monitorul ca și o ramă foto. Pentru a găsi locul exact unde trebuie să găurim plexicul pentru a prinde suporții din plastic, pe aceștia i-am găurit prin, prin, ambele piciorușe, după care i-am lipit în poziția închis uh, și la o anumită înclinație similară în ambele colțuri cu dublu adeziv, Astfel cre creând uh, ghidajul pentru viitoarele găuri în plexic. După ce am găurit plexicul și am făcut șanfren pentru capul necat al șuruburilor cu capul necat, am folosit aceste șuruburi cu diametru de 3 mm, uh, le-am prins primul picioruș al uh, suporților din plastic de plexic cu câte două șuruburi, două șeibi și două piulițe. Le-am strâns pe poziție și mai apoi am folosit același procedeu pentru prinderea celui de-al doilea suport din plastic, prinzând doar un picioruș din cele două pe plexic, folosind aceleași șuruburi cu capul necat. Iar în momentul de față, monitorul nostru se poate sprijini singur. Din cauza că le-am pus puțin înclinate, are și o înclinație către în spate. Este stabil, și deci putem spune că proiectul este complet. Tot ce mai vrem să facem este ca piciorușile noastre să poată să se rabateze complet, dar bineînțeles că nu vor putea din cauza șuruburilor și a opiulițelor, dar vom găuri deja existentele găuri de 3 mm cu un diametru mai mare, astfel acestea se vor putea plia complet. Pentru siguranță vom acoperi spatele monitorului nostru, în special partea cu componentele electronice, cu o bucată de plexi pe care o vom măsura, o vom tăia și o vom prinde folosindu-ne de șuruburile existente pe placă, prelungi, prelungindu-le cu încă o șaibă și apoi folosind alte șuruburi. O dată ce acesta va fi montat, practic proiectul nostru este finalizat. Trebuie să recunosc că satisfacția cea mai mare este faptul că am reușit să construim acest monitor cu mâinile noastre, cu lucruri care nu le mai foloseam și într-un timp relativ scurt. Suma pe care am cheltuit-o pentru construcția acestui monitor o pot numi modică, având în vedere că majoritatea componentelor le aveam deja, însă ca și utilitate i-am găsit cel puțin două întrebuințări uh, utile pentru noi una ar fi că avem un ecran mai mare care poate fi mutat cu ușurință într-un loc sau altul în momentul în care facem proiectele noastre pentru canalul nostru, conectând camera prin HDMI direct la nou nostru monitor. De asemenea, este util atunci când avem nevoie o extensie pentru ecranul de lucru, în timpul diverselor proiecte. Sperăm că ați avut răbdare să urmăriți întregul proiect de la cap la coadă. Am încercat să comasăm cât mai multe informații în cazul acestei construcții. Noi suntem foarte mulțumiți de rezultatul proiectului, sperăm că informațiile sunt utile și până data viitoare, numai bine pe curând!